Oamenii au nevoie de oameni ca să fie ajutați. Și oamenii care au nevoie de ajutor au nevoie și de Dumnezeu. Aici nu am tată, dar am un tată acolo sus care ne ajută tot timpul. Și acela e Dumnezeu. Ne-ați găsit așa, mai răbășiți, da? Dar de ce răbășiți? Păi nu ne așteptam să veniți astăzi. V-am luat prin surprindere? Da. Dar vă așteptați să revenim? Da, ne așteptam, dar nu așa, pe neașteptate. De când am plecat de data trecută de la tine, le-am povestit și la colegii mei, am povestit și acasă, tu mi-ai rămas așa la inimă, să zic, pentru că ești o persoană binecuvântată și chiar ne-ai povestit lucruri frumoase de data trecută. Colegii mei, eu sunt Stelica, Florin, Sami, Roman. Încântat de cunoștință. Ce înseamnă pentru tine să citești? Un, cum să zic, un moment de evadare, adică când citesc, dispare toate gândurile, grijurile și tot ce mă apasă. Dacă citesc, parcă sunt acolo, adică nu mai sunt aici. Fugi din povestea ta, fugi într-o altă poveste. Da, da, se poate spune și așa. Am o promisiune la cineva care vrea să fac un cadou frumos pentru tine, să aducă foarte multe cărți. Am rămas foarte impresionat de faptul că citești. Mi-a spus, o să cumpăr și o să iau ceva nou, foarte de calitate. Și spunea doamna respectivă, și eu sunt o femeie care citesc foarte mult și m-am bucurat că fata asta citește. Deci mi-a spus cineva de aici, chiar din vecinii voștri. Suntem vecini, cunoaștem copiii, deci netransportabil, dar ei le ajută mersul la căricioarele astea. Acești doi copii merită să fie scoși la lumină. Da, mai ales că mama lui Daniel și a fetei îi văduvă, n-aveau ei posibilitate ca să le cumpere căricioare, oricum. Dar prin preajma altora mă gândesc că o să lucreze Dumnezeu cu ei. Cum e să depinzi mereu de o altă persoană? Ce mai greu? E foarte greu. Asta e foarte greu, să depinzi de cineva. Pentru că poate când nu ești conștient, atunci nu-ți dai seama de anumite lucruri. Dar când totuși ești acolo un 20, 30, 50% conștient, e foarte greu să te simți neputincios. Deci lupta ta cea mai mare e că tu, din punct de vedere psihic, realizezi situația ta și vezi faptul că ești neputincioasă în multe lucruri și asta, practic, e bătălia cea mai mare pe care o duci. Da. La nivel psihic, de ultima dată, de când am fost la tine, tot ne-am gândit la familia voastră, în mod special ne-am gândit la tine. Ne-am luptat să venim și să fim o încurajare, să fim o îmbărbătare pentru tine, pentru psihicul tău. Și astăzi am venit cu ceva frumos la tine și chiar te încurajăm, te vii cu noi afară, pentru că afară o să avem o surpriză pentru tine. Nu cazi, Adina, n-ai când să cazi. Așa dai în spate. Ai cuprins, bravo! Așa. Asta e viteza 2. Adina, asta e un cărucior foarte performant. E cu multe utilități, coboară, se ridică, se reglează pentru picioare, se lasă față, se lasă spate. Astăzi am avut câteva cărucioare și câteva scutere. Noi te iubim și noi te apreciem, Adina, și sunt sigur că de astăzi înainte, pentru tine, viața va arăta o idee mai altfel. Oamenii au nevoie de oameni ca să fie ajutați. Și oamenii care au nevoie de ajutor au nevoie și de Dumnezeu. E partea asta mai grea, pentru că depinzi de altcineva. Dar se poate. Nu știu, unor cumva are simțurile mai dezvoltate. Nu știu, dar fiecare se descurcă în felul lui. Nu așa și noi.
am găsit modul nostru de a ne descurca. Un om cu dizabilități nu înseamnă că este un om chiar, cum să zic, marginalizat și dat la o parte de toți cei din societate. Nu ar trebui să fie așa. Uneori chiar suntem priviți foarte urât. Nu știu. Bine, acum eu să zic așa, prin oraș, nu știu, nu mai mi-este rușine să ies. Adică m-am obișnuit, dar era un timp că nu puteam să ies pentru că lumea se uita urât sau ciudat, nu știu. Dar nu înseamnă că dizabilitatea trebuie să fie un defect în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să fie și un avantaj. Și eu cred că avantajul meu este că sunt aproape de Dumnezeu. Asta mă face cel mai fericită. Pentru că așa nu se știe ce eram sau cum eram eu. Dar așa sunt aproape de Dumnezeu și cumva asta mă ajută. Mă ajută ca să trec peste unele momente foarte grele, care, na, în viață fiecare se confruntă cu probleme. Nu e nimeni ferit. Dar eu zic că cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut de multe dizabilități. Chiar pot să spun lucrul ăsta. Adina, de-a lungul timpului am întâlnit foarte multe persoane care n-au dizabilități, care, pot să spun așa, sunt întregi. Dar puține persoane le-am auzit vorbind cum vorbești tu. Și încă ceva, pe foarte puține persoane le-am auzit să fie atât de mulțumitoare cum ești tu. Practic, din boala ta, ai făcut un avantaj și ai spus că asta te-a ajutat să fii aproape de Dumnezeu. Asta te-a ajutat să o slujești pe Dumnezeu, că altfel n-ai și știut ceea ce fi. Ce m-a marcat că în toată suferința ta ai spus că Dumnezeu ți-a fost aproape. Da. Prin faptul că astăzi suntem aici, e încă o dovadă că Dumnezeu e aproape de tine. Mama, ce părere aveți de trecerea asta de la căruciorul la normal pe care l-aveați la ăsta nou? Ceva sublim, ceva frumos, Doamne. Mulțumesc Domnului și la frață care a pus îndemnul să idee. Le mulțumesc din suflet. Cea mai mare bucurie asta. Aici nu am tată, dar am un tată acolo sus care ne ajută tot timpul. Și acela e Dumnezeu. Te și colegul nostru care e aici, Florin. Acum 2 ani, Florine? Acum 2 ani a rămas și el fără tată. Băi, vă înțelegeți oarecum sentimentul de a nu avea tată? E diferit sentimentul, pentru că e și mai greu când ai un tată și l-ai pierdut. Eu nu știu ce înseamnă să ai un tată. E un sentiment diferit. Și e mai greu în situația lor. E și mai greu când ai un tată și l-ai pierdut. Eu nu știu ce înseamnă să ai un tată. Am avut și o nevoie chiar de tată când, țin minte, când încă puteam să merg, mai puteam să merg și eu la școală. Era un băiat care mă bătea tot timpul. Adică se ținea, nu știu de ce, așa era. Și atunci vreau să am un tată ca să vină să mă salveze. Ce înseamnă mama pentru tine? Pe pământul ăsta, totul. Totul, pentru că... Răspunsul ăsta al tău o să-l audă sute de copii care sunt răzvrătiți, care trântesc cu șandnaț la părinți și o să audă că pentru tine mama e totul. Oriunde, dacă n-ar fi ea, noi n-am putea. Chiar n-am putea trăi fără ajutorul ei.
am probat să vedem cât de șoferești. Tu văd că ai deja câteva categorii, da. Conduci bine. Asta e, o să fie căruciorul surorii tale, da? Da. Mergem afară și cu tine, că avem și pentru tine un cărucior separat. Se descurcă, Daniel. Care s-a implicat și care a făcut această faptă bună. Domnul să vă răsplătească cu viața veșnică.